Cred că aș începe spunându-vă că, spunându-vă bine ați venit, și spunându-vă că ați venit la un eveniment, să zicem, care unește două lucruri diferite. O formă artistică cu o idee politică. Forma artistică este aranjarea acestor fotografii pe care noi le considerăm mari, dar care în spațiul imens al Teatrului Național nu apară atât de mari. Fotografii de mulțimi. Fotografii care, cel puțin în, când mă refer la cele din miticurile Aniaței, mulțimile nu au margini. Niciodată mulțimea nu încăpea în obiectiv. Era una dintre mândriile noastre. Artistic vorbind, ele sunt așezate pe un nivel și pe nivelul de deasupra. Ele sunt așezate, însă, potrivit unei idei politice. Iar această idee, fără să fie, probabil, fără să fie originală, pentru că știe toată lumea ceea ce vă voi spune, conține niște accente deosebite și niște accente ale zilei de azi. Am vrut să strângem la un loc și să înșirăm ca mărgelele pe ață marile manifestații care au avut loc în România, marile proteste care au avut loc în România de la 1945, primul protest împotriva comunismului care începea și până la protestele din Piața Victoriei care au reînceput în 2017. În această marjă de timp, în această marjă de mai mult de o jumătate de secol, dintre care 30 de ani sunt de libertate și 45 de dictatură, n-au avut loc decât protestul de la Sibiu până în 89 și marile proteste din anii 90 ale Pieții Universității și ale Alianței Civice. Am vrut să le așezăm într-o succesiune pentru a face legătura între ele. Legătura este de mai multe feluri. În primul rând vreau să vă spun că am primit zilele trecute din America, din Statele Unite, un mare eseu care se numește The Language of Protest, deci limbajul protestului, protestelor, care are pe copertă semnul anarhiei, celebru cerc al anarhiei. Era această expoziție era de mult pornită deja, dar am avut revelația cât de deosebite sunt protestele noastre. Deci pentru americanii, americanul care scrisese cartea, protestul era o formă de a contesta societatea, de a anarhia este cea care vrea să distrugă societatea fără să spună ce vrea să pună în locul ei. În timp ce protestele la care ne-am gândit noi și care se află pe acești pereți sunt niște proteste pentru statul de drept, pentru susținerea lui atunci în 45 când era amenințat și când urma să fie distrus, pentru ajungerea din nou în situația de a putea
de a putea să trăim într-un stat de drept, pentru că pentru ce altceva o manifestați băieții de la Brașov, băieții, iertați-mă, spun așa, pentru că am rămas prieten pe toți acești 30 de ani cu ei și erau aproape niște copii cei care reprezentau Organizația Muncitorilor de la Brașov, care între timp au crescut. După aceea, tot deceniul Alianței Civice n-a fost decât o pledoarie și un protest împotriva nereconstrucției statului de drept, care urma să se facă pe baza proclamației de la Timișoara. Iar protestele din 2017 nu sunt, începute în 2017, nu sunt decât niște proteste care nu acceptă ale celor care nu vor să accepte că România nu este în stare să devină un stat de drept de adevăratele. Faptul că am pus la un loc aceste fotografii reprezentând tot atâtea treziri de conștiință este în viziunea noastră a celor care am organizat un fel de pledoarie pentru a crea o cultură a protestului. Nu există o civilizație, e nevoie. O adevărată civilizație are și o cultură a protestului. Iar o cultură a protestului înseamnă recunoașterea și legarea între ele a momentelor de protest. Faptul că în 2017, mai mult, înainte, în timpul protestelor pentru Roșia Montană, s-a vorbit într-o mare naivitate și ingenuitate despre faptul că sunt primele proteste din istoria modernă a României, pe mine m-a uluit cu atât mai mult cu cât în Piața Victoriei jumătate din manifestanți, în toate manifestațiile au fost cei care fuseseră în Piața Universității cu 20 de ani înainte. Deci, cei din 2017 pur și simplu nu știau memoria. Trăim într-o societate care în mod programatic distruge memoria. Nu mă refer la societatea românească, mă refer la societatea mondializată și care are nevoie să nu mai fie împiedicată de propriul ei trecut pentru a se schimba. E bine, faptul că tinerii care organizau manifestațiile din 2017 pur și simplu nu știau, pentru că era clar că nu-i vorba de rea credință, că cu 20 de ani înainte existaseră niște manifestații mult mai mari decât manifestațiile lor. Era ceva, dincolo de faptul că era frustrant pentru cei care trăiseră și celălalt moment, era ceva de rău, adică care putea să te neliniștească despre viitorul unor generații care nu vor să se lege de ce fusese înaintea lor. Vreau să vă spun însă că sensul politic al acestei sublinieri a ieșirilor în stradă este faptul că evident, democrația a fost inventată de grecii antici și, practic, până în secolul 20 nu s-a mai întâmplat nimic, pentru că n-au existat decât micioase care au încercat să folosească ideile grecești. Abia în secolul 20 s-a adus, în a doua jumătate a lui, de fapt, s-a adus o oarecare completare la definiția democrației ca concurență între partide, luptă electorală între partide, prin faptul că a apărut noțiunea de societate civilă. Ei bine, în ultimii ani, mai
odată cu apariția iliberalismului, care este în noțiune în care este vorba de ajungerea la putere pe baza unor alegeri corecte, deci ajungerea la putere pe bază democratică a unor oameni care ajung și acolo se întorc împotriva statului de drept. Democrația în sine nu este decât un mijloc. Democrația nu este, după părerea mea, un scop. Problema nu este atât faptul că poporul conduce, ci spre ce conduce. În democrația fără statul de drept nu rezistă și nu are de ce să reziste. Pentru prima oară, părinții fondatori ai democrației americane au fost cei care au observat că există pericolul ca să existe o dictatură a majorității. Și felul extraordinar de complicat, pe care eu nici acum nu-l înțeleg întru totul, după care, schema după care se petrec alegerile americane cu tot felul de nivele, a fost gândită de Jefferson mai ales pentru a pune stabilă unei eventuale dictaturi a majorității. Adică ce se va întâmpla dacă cineva care ajunge la putere atât de tare susținut prin alegeri, încât după aceea poate să-și facă de cap. Ei bine, odată cu iliberalismul am ajuns la această situație. Anii Dragnea din România, asta au fost. Adică asta ni s-a spus tot timpul. Noi am ajuns la putere prin alegeri libere. Noi am câștigat alegerile. Deci noi putem să distrugem statul de drept în măsura în care exista și au încercat să-l distrugă. Și aproape au reușit. Să sperăm că nu. Ei bine, aceste mulțimi care sunt aproape aceleași la Hong Kong, la Moscova, chiar și la Paris, chiar și la contra Brexit-ului, sunt niște mulțimi care ies în stradă dincolo de mecanismul electoral. Deci mecanismul electoral funcționează, dar ceea ce rezultă din el nu mai funcționează corect. Și atunci cei care au votat și cei care sunt responsabili într-un fel de ce au votat, ies în stradă și spun: am greșit, nu asta am votat, nu, am fost induși în eroare, am fost manipulați. Faptul că noțiunea de post-adevăr este contemporană cu noțiunea de post-comunism nu e chiar întâmplătoare. Deci, post-adevărul este o formă a manipulării triumfătoare. Deci, iertați-mă, m-am întins mai mult, este o temă care mă fascinează și care cred că va avea din ce mai, în ce mai mare importanță în dezvoltarea societăților. Pentru că este evident, sigur, Churchill a spus, democrația este tot ce s-a inventat, mai are multe păcate, dar e tot ce nimeni nu e stare să inventeze altceva. Fără discuție. Dar în același timp, toată lumea simte că ceva trebuie inventat, că ceva, e bine, acest ceva aparține și va aparține societății civile care nu vrea să se lase manipulată. Și sper că această expoziție în acest moment al istoriei noastre, când suntem în fața câtorva rânduri de alegeri de care ne va depinde nu 4 ani, ci mult mai mulți, cred că poate să fie un moment în care să stăm să ne gândim și să spunem, trebuie să ne gândim bine ce votăm, dar dincolo de asta, dacă nu, vom protesta împotriva a ceea ce se întâmplă. Vă mulțumesc și vă mulțumesc că sunteți.